Deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Exod, capitolul 12, și vom citi primele 13 versete. Exod, capitolul 12, primele 13 versete, și apoi vom sta în rugăciune înaintea Domnului, conștienți că doar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne poate pregăti mintea și inima pentru înțelegerea Cuvântului și pregătirea noastră pentru celebrarea cinei Domnului. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Marius Iștoc, este în tronsonul 4 la balcon. Domnul a zis lui Moise și lui Aron în țara Egiptului: luna aceasta va fi pentru voi cea din tâi lună. Ea va fi pentru voi cea din tâi lună a anului. Vorbiți întregi adunări a lui Israel și spuneți-i: în ziua a 10-a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă. Dacă sunt prea puțini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul cel mai de aproape, după numărul sufletelor, să face socoteala cât poate mânca fiecare din mielul acesta. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an, și veți putea să luați un miel sau un ied. Să-l păstrați până în ziua 14-a a lunii acesteia, și apoi toată adunarea lui Israel să-l junghie. Să ia din sângele lui și să ungă amândoi stâlpiușii și pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc, și anume s-o mănânce cu azim și cu verdețuri amare. Să nu-l mâncați crud sau fiert în apă, ci să fie fript la foc, atât capul cât și picioarele și măruntaiele. Să nu lăsați nimic din el până a doua zi dimineața. Și dacă va rămânea ceva din el până a doua zi dimineața, să-l ardeți în foc. Când îl veți mânca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare și toiagul în mână, și să-l mâncați în grabă, că sunt Paștele Domnului. În noaptea aceea, eu voi trece prin toată țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoace. Și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, eu, Domnul. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Amin. Plecăm capetele și ne rugăm. Capitolul 12 din Cartea Exod descrie un eveniment care deschide ușa pentru înțelegerea marilor doctrine ale credinței creștine. Aici se deschide ușa să înțelegem suveranitatea lui Dumnezeu atât în lumea văzută cât și în lumea nevăzută. Aici se deschide ușa să înțelegem doctrina judecății divine, să înțelegem doctrina răscumpărării și a substituirii, să înțelegem doctrina harului și să înțelegem doctrina perseverării celor mântuiți până la capăt. Contextul în care apare evenimentul din capitolul 12 este legat de istoria poporului Israel, când, conform făgăduinței pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, în Geneza capitolul 15, că urmașii lui, sămânța lui, va trăi în robie 400 de ani și apoi după 400 de ani de robie într-o țară străină, Dumnezeu îi va elibera și îi va duce în țara pe care i-a făgăduit-o lui Avram, țara Canaanului. Au trecut 430 de ani de robie. Viața poporului Israel este din ce în ce mai grea datorită apăsării, datorită prigoanelor și muncilor silnice. Erau ca într-un lagăr de exterminare. Dumnezeu constată că s-a împlinit vremea pe care a lăsat-o pentru promisiunea făcută lui Avram. Așa că intervine în istorie într-un mod vizibil, îl trimite pe Moise să meargă la faraon și să-i spună lui faraon, conducătorul celui mai tare popor din vremea aceea: așa vorbește Domnul, lasă pe poporul meu să plece.
Și când ajungem în faza aceasta, suveranitatea lui Dumnezeu este descoperită în confruntarea istorică și în confruntarea zeilor. În confruntarea istorică sunt două popoare. Este poporul egiptean, este un popor puternic, un popor care cunoaște o mare prosperitate economică și putere militară. Și este poporul Israel, un popor de robi, de sclavi. Faraon este conducătorul acestui popor mare și puternic. Moise este conducătorul unui popor slab, de sclavi, de cărămidari. Și Moise se duce înaintea lui Faraon și îi spune: așa vorbește Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece. Două popoare, doi conducători în dialog. Și în capitolul 5, Faraon răspunde: cine este Domnul ca să ascult de glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu-l cunosc pe Domnul și nu-l voi lăsa pe Israel să plece. Faraon se uită la Moise și din punct de vedere istoric n-are nicio relevanță. Poporul pe care îl reprezintă el n-are niciun fel de putere. Este bun doar pentru muncă de ognaș. Când este vorba de Dumnezeul pe care îl invocă Moise, Faraon spune: nici nu știu despre cine vorbești. Dumnezeul tău n-are niciun fel de relevanță pentru mine. Acum, în vremea aceea, oamenii credeau că tot ceea ce se întâmplă aici pe pământ, în viața popoarelor, în viața fiecărei persoane, în modul în care se desfășoară lucrurile în natură, toate depind de influența zeilor. În popoarele păgâne, oamenii considerau că există câte o zeitate care răspunde de toate aspectele vieții de aici de pe pământ. De exemplu, fiecare popor avea zei protectori, zei care le dădeau biruință în războaie. Și când aveau loc războaiele între două popoare, oamenii considerau că zeii care au câștigat biruința în războiul zeilor în lumea nevăzută sunt cei care dau biruință poporului pe care îl apără. Prin urmare, Faraon se uită la Moise și spune: Dumnezeul pe care voi pretindeți că l-aveți ca și protector n-are pentru mine nicio relevanță. Nu-l cunosc și glasul lui sau porunca lui n-are niciun fel de importanță pentru mine. Cine este Dumnezeul vostru ca să ascult de el? Acum Dumnezeu îi spune lui Faraon că va veni vremea în care va cunoaște. Și spune așa, capitolul 7: tu îi vei spune lui Faraon tot ce ți-am poruncit. Și eu voi împietri inima lui Faraon și îmi voi înmulți semnele și minunile în țara Egiptului. Totuși Faraon n-are să vă asculte, apoi îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și voi scoate din țara Egiptului oștile mele, pe poporul meu, pe copiii lui Israel, prin mari judecăți. Egiptenii vor cunoaște că eu sunt Domnul, când îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel. Dumnezeu spune: Faraon pretinde că nu știe cine sunt? Faraon are îndrăzneala să spună că nu ascultă? Atunci Faraon se va confrunta cu suveranitatea mea, spune Dumnezeu. Îi voi dovedi cine conduce universul. Va cunoaște el și vor cunoaște egiptenii. De aceea, în capitolul 12, în versetul 12, cuvântul lui Dumnezeu spune că noaptea aceea în care Dumnezeu aduce ultima urgie peste Egipt, voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Eu sunt Domnul. Dumnezeu spune:
nu doar că faraon va cunoaște cine este Dumnezeu, ci înaintea întregii istorii voi judeca toți idolii Egiptului și voi dovedi că sunt nimica. Și Dumnezeu spune, vor cunoaște suveranitatea mea, vor cunoaște autoritatea mea peste tot pământul. Când Dumnezeu își demonstrează suveranitatea, în ceea ce urmează în capitolele 7, 8, 9, 10, 11 și 12 din cartea Exod, își demonstrează suveranitatea în judecata lui sau prin judecata lui. Aduce asupra Egiptului toate cele 10 urgii. Primele 9 urgii pe care Dumnezeu le aduce în judecată peste țara Egiptului sunt urgii care lovesc doar în egipteni. Mereu, mereu ni se spune că poporul Israel care era în ținutul Gosen n-a avut niciun fel de pierdere sau niciun fel de lovitură prin urgiile care au lovit țara Egiptului. Dumnezeu a făcut deosebire între poporul Israel și egipteni și urgiile au venit peste acele părți ale țării unde erau egiptenii, dar în ținutul Gosen nici una din cele 9 urgii n-a lovit. Și acum vine urgia 10-a. Și urgia 10-a îi privește și pe copiii lui Israel. Urgia 10-a este peste toată întinderea țării Egiptului și peste Gosen. Și aici se pregătește atmosfera pentru capitolul 12. Urgia a 10-a este una în care Dumnezeu își va arăta suveranitatea lovind întâi născuți ai oamenilor și ai viețuitoarelor. Dumnezeu spune, într-o noapte, și indică noaptea, și vom vedea imediat, Dumnezeu va trece prin toată țara Egiptului și va lovi pe toți întâi născuți. În noaptea aceea, ținutul în care locuiesc copiii lui Israel nu este protejat. Nu este scutit de judecata lui Dumnezeu asupra întâilor născuți. Numai că, în momentul în care Dumnezeu anunță judecata prin urgia 10-a, Dumnezeu introduce doctrina răscumpărării. Dumnezeu spune, judecata este valabilă pentru toți. În noaptea aceea, toți întâi născuți vor fi loviți cu moartea. Dar doctrina răscumpărării este oferită lui Israel. Și doctrina răscumpărării spune în felul următor. În pregătire pentru noaptea aceea, fiecare familie din poporul Israel trebuie să-și aleagă un miel. În ziua a 10-a a lunii Nisan. În ziua a 10-a a lunii Nisan, ca să scape de judecata lui Dumnezeu, ca să aibă parte de răscumpărarea lui Dumnezeu, fiecare familie în luna 10-a trebuie să își aleagă un miel. Nu în ziua 9-a, nu în ziua a 11-a, nu în ziua 13-a, ci toată adunarea copiilor lui Israel, fiecare familie. În luna a 10-a trebuie să-și aleagă un miel de fiecare familie. Dacă ai fi trăit acolo în vremea aceea, ai fi ascultat ca în ziua a 10-a să te duci să-ți alegi un miel? Sau ai fi zis, dar ce e 10, ce mi-e 11? Dar nu pot să mă duc în 9, că în 10 am altceva de lucru. Dar acum, dacă nu reușesc în a 10-a și a 11-a, dar în ziua 12-a, nu-i suficient. Răscumpărarea lui Dumnezeu este categorică. Doar în ziua a 10-a. Mielul trebuie să fie de un an și să nu aibă niciun defect. Să fie fără cusur. Să fie un miel la care te uiți și nu-i găsești niciun defect.
Și după ce l-au ales, să-l țină cu ei în casă până în ziua a 14-a. Să țină cu ei în casă din ziua a 10-a până în ziua a 14-a. Dar de ce să-l țin în casă? Nu-i pot face un țarc? Dar de ce să-l țin din ziua 10-a până la 14-a? N-aș putea să-l iau în ziua 13-a, că e mai ușor. Dar de ce să stau cu el 4 zile? Un om care lucra într-o măcelărie de oi povestește următorul lucru. Într-o zi, era la linia care pregătea mieii pentru măcelărie, pentru tăiat. Și cum era pe linia aceea, și miel după miel era sacrificat, de la un miel care a mers înainte pe bandă, a avut strop de sânge pe mână. Și mielul următor care venea pe bandă, ca să fie sacrificat, când i-a văzut mâna stropită de sânge, i-a lins-o. Și omul spune, în clipa aceea, am simțit că nu mai pot să lucrez acolo. Când am văzut că mielul care urma să fie sacrificat mă linge, mi s-a topit inima și am spus, în schimb locul de muncă. 4 zile copiii tăi se joacă cu mielul acela. Așa-i că le plac copiilor miei? Așa-i că le plac animăluțele? Am văzut copiii de oraș care se duc în excursie, se duc în concedii și ajung în zonă unde sunt miei sau animăluțe. Nu se mai satură să se joace cu ele. Să stai cu el și să ți se lege inima de el și în ziua a 14-a, mielul acela să fie sacrificat, sângele să fie adunat într-o strachină și apoi cu un mănunc de isop, tatăl familiei, să ia sângele să iasă în fața ușii de intrare și să ungă ușorii ușii și cel deasupra și cei de laterală să-i ungă cu sânge. În ziua 14-a. Pentru că noaptea aceea Dumnezeu va trece prin țara Egiptului. Și în orice casă în care nu este semnul sângelui pe ușă, va intra îngerul morții și va lovi întâi născuți. Dar, Moise, nu-i de ajuns să ungem numai un stâlp. Dar de ce amândoi? Dar, Moise, dacă Dumnezeu e Dumnezeu și e atotputernic, nu știe Dumnezeu că aici locuim noi? Știe Dumnezeu sau nu știe? Da sau nu? Da. Păi dacă Dumnezeu știe, atunci ce rost mai are să fac și ritualul acesta? Dumnezeu spune, în noaptea în care voi trece, mă voi uita să văd dacă este pe ușă semnul sângelui. Ce înseamnă semnul acesta sângelui? Că în locul întâiului născut care trebuia să moară, Dumnezeu a acceptat răscumpărarea prin substituire. În locul celui care trebuia să moară, Dumnezeu spune, accept să fie substituit, să fie înlocuit printr-un miel. Mielul să fie fără cusur. Mielul să fie acolo ca să ți se lege inima de el. Să te doară. Și faptul că este sânge pe ușă este semnul că Dumnezeu a poruncit metoda răscumpărării și oamenii au ascultat de răscumpărarea pe care a poruncit-o Dumnezeu. Și acum vă rog să imaginați, e noaptea zilei de 14 Nisan. Întrebare. Câți dintre cei care suntem aici sunteți primii născuți din familie? Mâna sus, primii născuți. Mâna sus. Mulțumesc. Să vă binecuvânteze Domnul.
cum te-ai fi simțit în seara aceea când se anunță că la miezul nopții Dumnezeu trece prin țara Egiptului? Cum te-ai fi simțit să ai un tată care spune, auzi, Dumnezeu știe că noi nu suntem egipteni. Cum te-ai fi uitat la tatăl tău în noaptea aceea să fie nepăsător? Te-ai fi dus să vezi dacă sunt unși bine, ușorii ușii, cu sânge? Dumnezeu spune, în fiecare casă în care nu este semnul sângelui, în noaptea aceea va intra nimicitorul. La miezul nopții, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului. De la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui, și toți egiptenii, și în tot Egiptul au fost țipete mari, căci nu era casă în care să nu fie un mort. E miezul nopții. Egiptul este plin de țipete. Este groază, este spaimă. Pentru că a trecut nimicitorul. Dar de ce întâi născuți? De ce Dumnezeu aduce judecata și sunt vizați întâi născuți? Pentru că în suveranitatea Lui, Dumnezeu este Dumnezeul care merită tot ce este întâi înainte de toate. Dumnezeu nu este al doilea la rând. Dumnezeu nu este al treilea la rând. Dumnezeu este înaintea tuturor singurul Dumnezeu adevărat. În cartea Geneza, capitolul 4, după o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui. Când Abel aduce o jertfă Domnului, îi dă Domnului ceea ce s-a născut întâi. Când Biblia vorbește despre noi, astăzi spune, căutați mai întâi. Dumnezeul nostru merită întâietatea în toate lucrurile. Și când Dumnezeu aduce judecata peste întâi născuți, aduce judecata peste o lume care nu îi dă lui Dumnezeu întâietatea. În capitolul 13, Dumnezeu așează, din cartea Exod, Dumnezeu așează această învățătură ca o poruncă pentru copiii lui Israel. Exod, capitolul 13. Citim așa. Când te va duce Domnul în țara cananiților, cum a jurat ție și părinților tăi și când ți-o va da, să închini Domnului Dumnezeului tău pe orice întâi născut, chiar pe orice întâi născut din vitele pe care le vei avea, orice parte bărbătească este a Domnului, să răscumperi cu un miel pe orice întâi născut al măgăriței, iar dacă nu vei răscumpăra să-i frângi gâtul, să răscumperi de asemenea pe orice întâi născut de parte bărbătească dintre fiii tăi. Și Dumnezeu spune, tot ce este întâi născut este de drept al lui Dumnezeu. V-am rugat adineori să ridicați mâna întâi născuți. Dacă ai fi trăit în vremea aceea, trebuia să te răscumpere familia și să aducă în locul tău un miel ca și substitut, să te înlocuiască un miel. Pentru că Dumnezeu a spus, întâiul născut este al meu. Acum o să mă întrebați ceilalți, deci frate Paul, noi ceilalți am scăpat? Ce ziceți, am scăpat sau n-am scăpat? În Evrei, capitolul 12,
Este reluată imaginea din Vechiul Testament de la Sinai și imaginea din Noul Testament de la Sion. Sinai și Sion sunt doi munți care reprezintă cele două legăminte. Vechiul legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel și Noul legământ încheiat de Dumnezeu cu poporul mântuit în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Întrebare. Care dintre cele două legăminte, din tot ce cunoașteți din Biblie, are standarde mai înalte? Vă rog să ascultați. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu le se mai vorbească, pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar și un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpuns cu săgeata. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare, încât Moise a zis: sunt îngrozit și tremur. Imagine înfricoșătoare. Ce v-ați apropiat de muntele Sionului? Unde sunt standardele mai înalte? La Sinai sau la Sion? Vă teme să spuneți așa-i? Ce v-ați apropiat de muntele Sionului? De cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți. Biserica celor întâi născuți este ceea ce de pe pământ este închinat lui Dumnezeu și este întâiul născut al Dumnezeu, adică întâietate înaintea lui Dumnezeu, este a lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos nu este biserica celor de al doilea sau de al treilea născut. Toți cei ai bisericii înaintea lui Dumnezeu sunt întâi născuți în lumea împărăției lui Dumnezeu. De biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșiți, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește, căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte de cel ce le vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce ne vorbește din ceruri, al cărui glas a răsunat atunci și care acum a făcut făgăduința aceasta: voi mai clătina încă o dată nu numai pământul, ci și cerul. Cuvintele acestea încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clatină. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dacă n-au scăpat cei de la Sinai, dacă au călcat porunca lui Dumnezeu, să nu vă imaginați că vom scăpa noi dacă călcăm în picioare legământul Domnului. Atenție! Standardele noului legământ sunt mai înalte. Standardele noului legământ sunt în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Cu cei din Vechiul Testament a fost această minune a răscumpărării în mielul pascal. Și de atunci evreii sărbătoresc Paștele evreiesc și este această cină pascală. Numai că toate acestea arată înspre noul legământ și noaptea în care a fost vândut, Domnul Iisus a instituit cina noului legământ. În ziua în care Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, era 10 Nisan. Ziua în care fiecare familie din poporul Israel trebuia să-și aleagă un miel. În ziua aceea a intrat în Ierusalim cel despre care Ioan Botezătorul a spus: iată mielul lui Dumnezeu. 4 zile Domnul Iisus a stat în mijlocul Ierusalimului zi de zi. 4 zile a stat ca să-l vadă că este fără prihană. Nici fariseii,
nici cărturarii, nici saducheii, nici Pilat, nici Irod, nici marele preot, nici unii nu i-au găsit vreun păcat. Mielul lui Dumnezeu fără cusur. Pilat declară, nu găsesc nicio vină în el. El a fost dat la moarte ca să aducă răscumpărarea pentru noi. Ceea ce s-a petrecut în Egipt în noaptea aceea este doar o imagine care ne arată spre ce s-a întâmplat desăvârșit în Hristos Domnul. În noaptea aceea însă, doar aceia care au fost sub protecția sângelui au scăpat. Noi trăim în vremea în care protecția nu este a sângelui unui miel, ci este protecția sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. A spus, acesta este sângele noului legământ care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelui. Prin sângele lui avem răscumpărarea. Prin sângele lui avem iertarea păcatelor. El este mielul lui Dumnezeu desăvârșit. În Egipt era un miel. Aici este mielul lui Dumnezeu. Acolo este mielul pascal. Aici este Mântuitorul singurul adevărat și drept și sfânt. Binecuvântat să-i fie numele. Domnul spune, mă voi uita să văd dacă sunt sub semnul sângelui. În noaptea aceea, toată familia trebuia să fie sub protecția sângelui. Știți că în noaptea aceea nimeni n-a avut voie să iasă afară din casă? În noaptea aceea, toată familia trebuia să stea în casă și toată familia era protejată de semnul sângelui. Acum, când Domnul Iisus vine spre noi, Domnul Iisus a dat naștere la o nouă familie. Este familia Domnului nostru Iisus Hristos. Este familia lui Dumnezeu. Fiecare om face parte din două familii, o familie biologică și o familie spirituală. În Egipt, familia biologică a fost sub semnul sângelui. În Noul Testament, familia spirituală este sub semnul sângelui. În Noul Testament, aceia care au intrat în familia lui Dumnezeu rămân în familia lui Dumnezeu și rămân sub protecția răscumpărătoare a sângelui care a fost vărsat. S-a făcut substituirea. Întrebare. Dacă ar veni Domnul astăzi, ești sub protecția sângelui jertfei Domnului Iisus Hristos? Ți-ai pus viața în rânduială, în baza a ceea ce a promis Mântuitorul. Oricine vine la mine, nu-l voi zgoni afară. Pe ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățe de orice nelegiuire. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri, scrie Ioan, ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor. Avem la Tatăl pe cineva care spune, Tată, și pentru El am vărsat sângele răscumpărării la Calvar. Și pentru ea. Tată, și pentru ei am plătit prețul mântuirii. Și pentru mine. Și pentru tine. Dar întrebarea cu care aș vrea să ne apropiem de cina Domnului este, ai rămas în familia lui Dumnezeu? Ce s-ar fi întâmplat dacă noaptea aceea în care a trecut nimicitorul prin țara Egiptului, câte unul mai nonconformist ar fi ieșit din casă? Ce s-ar fi întâmplat cu el? S-ar mai fi întors viu în casă? Trăim într-o vreme în care unii consideră că familia spirituală a lui Dumnezeu este ceva opțional. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Ne apropiem așa de repede. Și ne apropiem cu semne atât de înfiorătoare.
de faptul că istoria se duce spre final. Ne apropiem de clipa aceea când pe cer se va auzi trâmbița lui Dumnezeu. Ne apropiem de ziua judecății finale. Noi avem un răscumpărător. Și-a dat viața în locul nostru, ca noi de acum să trăim pentru El. Se spune că într-un oraș mare, o metropolă, era un cercetător îmbrăcat în zdrențe și cu o înfățișare de om sărac și a nimănui. Și într-o zi s-a apropiat în cerșitul lui de un avocat renumit din orașul respectiv să-i ceară ceva bani avocatului. Avocatul s-a oprit și s-a uitat la cerșetor și s-a părut că ceva seamănă cu ceva cunoscut. Și l-a întrebat: spune-mi, te cunosc de undeva sau e doar impresie? Cerșetorul s-a uitat la avocat și a spus: am fost colegi de clasă. Ți-aduce aminte sala de clasă de la etajul 2, de la școala Cutare? Avocatul s-a uitat la el și a spus: nu te întreb ce ai făcut și ce s-a întâmplat, dar și-a scos carnetul de cec și a scris un cec, o sumă considerabilă, și a spus: ia cecul acesta, ia banii aceștia și vreau să ai un nou început. Cerșetorul a luat cecul și a plecat, și avocatul a plecat la slujba lui. A doua zi, întâmplător, avocatul se întâlnește cu cerșetorul pe stradă și era la fel de zdrențăros și la fel de neîngrijit. Și avocatul se duce la el și spune: să nu-mi spui că ai jucat banii la jocuri de noroc și i-ai pierdut și i-ai prăpădit pe toți. Și cerșetorul spune: nu. Dar m-am temut să mă duc la bancă și să iau banii de pe cec, pentru că m-am temut că așa cum sunt eu de îmbrăcat, ponosit și de murdar, cei de la bancă nu o să-mi dea banii de pe cecul acesta, că o să mă vadă cât îs de zdrențăros și o să creadă că totul e făcătură. Avocatul s-a uitat la el și a spus: la bancă nu contează hainele tale, ci contează semnătura mea. Dragii mei, înaintea cerului nu contează zdrențele tale și ale mele, contează semnătura sângelui Domnului Iisus Hristos. Vă chem să venim la cina Domnului și să spunem: Doamne, astăzi celebrăm cu atâta bucurie, pentru că Tu, Dumnezeul mare, Dumnezeul suveran, Dumnezeu care ai întâietate în toate lucrurile, ești și Dumnezeul dragostei, ești Dumnezeul milei. Doamne, sub semnătura sângelui Fiului Tău, îmi aduc astăzi zdrențele vieții mele și Te rog, iartă-mă și schimbă-mă și dăm harul unui nou început. Poate că ești neîntors la Domnul, poate că ești aici cu copiii Tăi. Spune: Doamne, lasă harul binecuvântarea jertfei Tale peste toată familia mea. Mântuiește copiii mei. Și când mă vor vedea celebrând cina Domnului, să înțeleagă că mă doare și pentru ei și mă rog ca într-o zi și ei să facă parte din familia spirituală a Domnului și Dumnezeului nostru, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin.